Salutare, dragii mei! Și astăzi vom face chiftele de post. Pregătim pomana pentru străbunica. La noi în Oltenia așa se face pomană la 6 săptămâni. Și facem fel de fel de bunătăți. Ce a spus fetelor aici în chifteluțe? Cartofi ce mai bun. Mărar, cartofi. Ceapă verde, da. Și puțină făină ca să le lege. Ia ridică bunii, ia să vedem ce e aici. Wow, ce bine arată. Și eu le fac. Da, Maria e ajutor de nădejde. Ajutor de bucătar. Ajutor de bucătar? Bravo. Și cartofii sunt cru sau i-ați fiert? I-am fiert. I-am fiert. Bunii nu așa micuț, mai mare. Acum am luat vacanță și dacă tot am luat vacanță, le ajut și pe bunici. Da, ești foarte îndemânatică. Acum vom toca zarzavaturile pentru salata Băf. Băf. De post. Tanti Aneta e celălalt ajutor de bucătar. Fă cu mâna la cameră, Tanti Aneta, ești în direct. Salută-ți băiatul de la Craiova. Da, salutăm la toți. Prietenul Maria. Să vie să învățăm. Da? Da. Și ne ajut și tu, Măriuță? Da, mă duc la treabă. A, tu te duci la treabă? Da, dă-i drumul. O să facem și sarmale de post. Ne vedem mai târziu. Ia uite, Maria, ce pricepută e. Mă, Maria, de unde ai învățat, mă? De la Oni. De la Oni? Bravo. Ia uite ce frumos curăță fetița, ciupercile. Nici eu nu le făceam bine așa ca tine. Vezi că ai unghiuțele alea mici și le poți trage și... să vezi ce ciupercuțe bune facem. Dar pentru ce le faci? Pentru ciupercile umplute? Pentru pomană. Bravo! Faci ciuperci umplute la cuptor? Da. O să ras deasupra cașcaval de post? Da. Și e rețeta ta sau ai indicații? Rețeta lui Oni. Da. Da. Îți merg mânuțele. Foarte frumos. Foarte frumos. Bravo! Să te înveți să faci. Ca să avem și noi ajutoare. Da? Da. Așa. Când o muri, o să vii și la mine la mor să-mi pregătești. Vrei să te faci bucătăreasă? Cu ce vă ajut? Am plictisit că am terminat ciupercile. Uite, acum, dacă vrei să ne ajuți, să facem cartofi pentru salată. Da? Da. Ia uite, foarte bine. Să ai grijă la degetele. Da. Hai că să pricepe, că uite, tocă. Tai întâi așa pe lungime, frumos, și după aceea fiecare în parte bucățica. Tanti Aneta, să-i zici la nepot să te urmărească pe YouTube. Așa. Așa se învață copiii de mici. Da. Așa am învățat și noi când eram acasă, mici. Ce să mai e? Speranța noastră, nu-i așa, Maria? Da. Așa. E speranța noastră să ne facă și nouă ceva acolo. Să aduce aminte de noi. De Oni, de mine, de mamaie din sat. Și astăzi faci și plăcintă cu mere? Sau ce bunătăți faceți de post? Da, așa facem plăcintuță, facem și... Sarmale. Sarmale de post. Să te lingi pe degete, nu altceva. Facem aici pentru o întreagă armată. Da. Ce zici, Maria? Se satură toată lumea? Da, mai rămâne. Ai terminat-o? Ai luat și merele? Da.
Da, sunt făcute tot decât să le punem la plăcintă. Po, fetele, mă mișcați bine. Păi noi, aolo, câte mâini sunt aici. Vezi? Ia uite cât am făcut eu. Da. Ia uite, tanti Aneta are și mai mult. Lăsăm vorbăria telefonul. Da, da, haide că... Șase mâini? Treaba... Da? Mara, ești degustătorul? E rușine de mine. Da, uite, uite-te la mama. Mama, că e sora lui Oni, bunii. E sora lui Oni, a venit să ajute pe Oni. Da, nu face... Făcă de bine. Te iubesc, iubito. Te iubesc, te iubesc. Eu n-am fetițe. Pe bunii voi eu. Inimioara mea mică, ține. Hai, vrea bunița, hai să-l scoatem din cuptor, hai. Nu gusti chifteluța? Ia, ia. Oare în gură, în mână. Mara e degustătorul. Hai, mami, pap. Ia vezi, e bună, iau ce zice mama, să o degust. Mmm, ia, 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 că uite, iau și eu, ia. Mmm, deliciu. E cu afofi. E cu afofi, bunic. Hai, gustă cu tine, să mă uită tantii la tine, hai. Nu mai e tantii aici, a plecat. Nu știu de ce e așa rușinoasă față de mine. Că m-am mai văzut ea, dar... Da. Ce facem noi, Maria, aici? Nu face puiul, plăcintă... Ce facem noi, Maria? Pentru ce? Pentru ce le facem? De ce facem noi pregătirile astea? M-ai spus aici. N-ai spus. Nu, păi am început mai de mult filmarea și a spus că face pentru străbunica pomană. Da. Bravo. Și tu ai făcut? Da, mă, a făcut și ea, a pus gogoașa acolo în ăla. A făcut și ea acolo în prosotel, a pus acolo una. O... Nu-ți dă-te și ție, mama, e ăla. Vrei și tu? Vrei și tu, Mara? Mara? Asta e ca, asta e de ala. Cum vrei? Și ce puneți Maria la mijloc? Gen de... Gutoi. Gutoi. Mă, abia aștept să gust. Să te vorbim un secret. Să pui ăștia în toate așa, cu gura acolo. Așa, așa, da? Vezi? Fură secrete. Cască gurile dacă nu le pui. Lasă-le așa. Lasă, pune în continuare. Faci curățenie? Mă, ce ajutoare avem noi de Mara, face curățenie, șterge, da? Tu ștergi? E prosopola? Și bătisuțele, alea, cărticelele, pune-le toate pe un rând, invers. Invers, cu gura încolo. Cu baza mare. Așa, așa, perfect. Așa. Pune-le într-o parte, cărticele. Mata, ești profesorul? Da. Pune cărticeaua aici. Vezi? Uite așa, la rând, toate cărțile. Facem așa o coloană. Da, uite așa, să arate frumos. Ce ai făcut, mama, tu? A, așa. Lasă-le, acum coca le-ai pus pe-alea, lasă-le așa. Căză, mama, și ție, uite, cocă. Să pregătești și tu aici așa o... O gogoașă. O gogoașă. Băgoașa înfuriat. E, poți să pui pe partea asta, cărticele acum. Lasă-le așa, nu le mai muta că s-au lipit. Hai, pune-le de ăștia. Batistuțe, invers, așa. Invers. Cu partea mare jos, dar cu fața în cur. Nu, invers, invers. Era bine. Era bine, așa. Aia întoarce-o. Așa, bravo, așa. Pune-le și pe alea, invers, tot așa, cu fața în cur. Toate aliniate cu fața în cur. Așa. Așa, mă, că să ele se ridică într-un sens. Și dacă nu sunt puse într-un sens, alea alte vine și se desfac, așa. Să învățăm și noi aici. Fetița, bravo, uite, așa, la rând, scot da. Până la coloana, până la sfârșit. Da, mama, și tu faci, și poți să pui că... O nouă zi, un nou vlog. Acum o să pregătesc aromatile pentru orez. Și pentru sarmale. Da. Pentru că facem sarmale de post. Ai grijă să nu te rănești. Nu știu că să n-ai
Da? Tu cureți, iar eu îl dau prin răzătoare. Da, îl facem așa mărunt, mărunt. Mama, dar e bine cum a făcut? Da, mami, e foarte bine. Voi vă ajutați părinții la treabă? Eu da, copici. Scriu în comentarii dacă am făcut bine. Și dacă voi vă ajutați părinții la treabă. Maria este cel mai mare ajutor. Bravo, Maria. Ai grijă, aici ne putem răni. Aici intervine mami, da? Clătită cu mere. Eu am auzit clătite americane? Oa, da. Să nu rufuiți, mamă. Dar tu ești băgat în toate activitățile. Uite, poți să crestezi tu cum crestează unii. Da, să le porționați. Hai, și porționați. Păi da, când o fi de cotulete. Sunt mai multe. Și tu ce faci acolo? Pregătește foile. Pe etajul. Nu vrei să vii cu mine și cu tanti Aneta la sarmale? Da, ce frumos ești împletită. Ești pregătită de petrecere? Vrei să nu le rupi? Tanti Aneta, merge treaba? Fac cu mâna la vlog. Merge, uite, facem sarmale de post. Da? Unde e fata? Să vie aici, să înfășurăm. Maria te cheamă, Tanti Aneta. Hai, vino cu acea să ne vlogăm aici. Ne vlogăm. Iau să te vloghez. De ce? Vino să facem sarmale. Ia vino cu acea să vedem. Ia vino să te învețe, Tanti Aneta. Hai, uite, ți-am pus o varză. Hai. Ia să vedem. Trebuie să fie pricepută măriuța noastră. Da, se pricepe. Cum să nu fie? Ia să vezi tu cum învață fetița. Treci lângă tanti Aneta acolo. Ia, treci aici, că și după te muți aici. Vino aici, vino aici așa să faci și arăți acolo că ai făcut și tu o sarma. Bă, ia uite, aici. O rotești. Strânge. Și după aceea băgăm capetele așa. Vezi? Uite, băgăm varza așa, aici și aici, la fel, așa. Vezi? Ia uite, da. Gata! Ce mai facem una. Mara, ai și tu indicații? O, mie mi-e somnică, măi. Păi da, o... Mă să faci nani? Moloșii și... Nu, 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 nu se culcă, Mara. Da, hai să strângem bine. Că dacă nu strângem bine, nu iese. Uite, dăm așa un capăt ca să fie mai strâns, să nu mai iese. Uite, facem așa. Ia, ia. Dar cu ce sunt umplute carmarele? Sunt de post și sunt curez și ciuperci. Carmale. Așa ai spus. Carmalele cu ciuperci și cu orez. Arată foarte bine și miroase super bine. Uite, vezi aici orez, ciuperci, morcov. Și multă ceapă. Bine, și puțin păstârnac și țelină. Condimente, sigur. Le-am călit cu puțin ulei. Ai fugit? Hai, vino aici. Nu, și ia locul acolo. Ah, păi da, eu nu pot să stau acolo să-i... Că trec eu acum lângă ea, lăsăm camera și terminăm sarmalele. Păi sigur că da, trebuie să le facem că... Ia uite ce avem aici. Da, nu mai sarmale. Ca la nuntă. Păi, dar cum? Frumoase sarmale, dar să vezi gustoase. E așa, Mario? Da. Să vezi gustoase. Tu le și guși, Maria? Păi da, cum? Când le-am gustat, unde să ne filmez? Păi că filmăm și rezultatul, așa cum? Păi cum? Așa, da. Tu mănânci mărar? Da. Mărar, mai rar? Unde și eu vreau. Faci și tu? Faci și tu? Cu Maria, e ajutorul de bucătar. Uite așa, mamă. Uite așa, nu? Punem aici. Dar nu trebuie să le fierbi? Păi, cu fiartă asta. Cu
Compoziția e fiertă. Ia o ciupercuță în mână și iei și pui în ea. Și mă duc să iau și cașcavalul ăla, că peste tu e de cașcavalul. Las că face Maria, că tu nu... Tu îi dai Mariei, da? Tu dai Mariei ciuperci. Te descurci minunat, Maria? Da. Dă-i o Mariei. Uite, Maria ți-o dă ție și-o pui. La mine îl curești. Tu dai-o, așa. Tu o dai Mariei pe aia goală. Da, am gândit. Așa, mai dai una, Mara? Nu, nu, nu. Lucrați în echipă? În echipă? Dar ce-au făcut ăștia puișorii tăi iar? Iar au făcut? Da. Ne dai și nouă unul? Nu. Nu? Unule. Eu cred că ei vă recompensează pentru că voi munciți foarte mult. Tu ce zici, Maria? Dar n-ai obosit? Nu. Eu mă duc să curăț usturoiul pentru chifteluță. După ce termin aici, vii să mă ajut, da? Acum deschidem ultima tură de ciuperci. Wow, abur? Uite de aici. Te ajut eu? Da. Ia. Poți să iau chifteluțele? Sunt gata și chifteluțele și cealaltă serie. Închide ușa, te rog, la cuptor. Arată super bine. Le arătăm și chifteluțele? Chifteluțele care m-a ajutat Maria. Să nu vă uitați la aragaz. Aragazul nu arată tocmai bine, dar o să-l curețe Maria, nu-i așa? Da. Acum o să mă bag în pat pentru că sunt foarte obosit. O să mă duc să-mi fac rutina și mă pun în pat pupin cu clipit. Să apăsați butonul de la pupin, să vă abonați la canalul Maria Bianca, să apăsați butonul de la pupin.